seara și bine v-am găsit! Bună seara! Suntem Oana Ioniță și Dan Fințescu și suntem onorați să fim gazdele voastre la emisiunea concurs Vedete în figuri! Suntem siguri că ați așteptat cu nerăbdare întâlnirea săptămânală cu emisiunea voastră preferată, cu noi și cu vedetele participante la concurs. Vă răpesc 10 minute din timpul vostru prețios pentru a vă spune că avem 6 vedete împărțite în două echipe. Ele trebuie să treacă printr-un zid de polistiren pe cât posibil fără să rupă zidul și fără să ajungă în apa din piscină. Și eu o să mă repet prin a vă spune că avem alături de noi, ca în fiecare săptămână, pe cei doi frumoși salvamari, pe Andreea și Adrian. Sunt pregătiți săptămâna asta, s-au antrenat și avem în plus un echipaj de pe ambulanță specializat pentru orice intervenție. Trebuie să vă mai spunem și că joaca noastră de aici din platou are și un aspect extrem de serios și anume faptul că Prima TV donează 2500 de euro în contul echipei câștigătoare. Banii de la echipa albastră se vor duce către Fundația Sfânta Macrina, iar banii câștigați de echipa roșie se vor dona Fundației Bambini în emergența Centrul Pilot Andreea D'Amato. Haideți să vedem situația fondurilor strânse până în acest moment. Până acum, echipa roșie a reușit să adune 15.000 de euro, în timp ce în contul echipei albastre s-au adunat 12.500. Eu zic să nu mai lungim vorba și să invităm în scenă echipele de vedete. O să începem cu doi prieteni de-ai noștri mai vechi. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, capitanii de echipă, Mondeni, Mirela Zeta și Mihai Bendeac. V-ați împrietenit, vă țineți de mână acum, nu? Uite, trebuie Nicu iară trage la public. Așa se face. Așa se face, suntem artiști. Bine, atunci. Nu, copia nu. Nu e acceptată copia. Păi da, mă, dar ea se ducea la salvamar. Observă că de la ultimele ediții a mai slăbit Fințescu. Uite-te. A mai slăbit Fințescu, mersi. No. Vrei să ne introducem echipele? Aș dori foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, da. O extrem dreapta a jucat echipa națională, a jucat la Steaua, acum joacă în Germania, doamnelor și domnilor, Laurențiu Reghecam! Adevărat, cu numele ăsta nu putea să joace în altă țară. E fotbalisto! Bună seara! Bine ați venit! Laurențiu, salut! Doamne ajută! Captain! Captain, da! Captain plene, știi cum erau alea? Fire, water! Wind, water! Prima femeie impresară în România, Ana Maria Prodan! Da! Era normal să se echipreze balanța. Echipa roșie. Păi adică... nevastă, da. Ai spus ceva, Vendea? Nu. Iertați-mă. Bun, în continuare. Stai două secunde. Ce? Vreau să vă întreb de ce sunteți voi în echipe adverse. Bănuiesc că acasă sunteți... De aceeași parte a baricadei. De aceeași parte, sau? Da. Îl distrug pe neamțul ăsta acum, să vezi. Astăzi, pac, doar la emisiunea noastră. Normal. Prodan pentru noi este Bahmuța în cadere. Adică, nu, bă, trece mai departe. Știi cu aia cu we love you. Tu, I'm gonna hate you. Domnilor, un coleg de breaslă de-al meu și de-al Mirelei și de-al lui Dan Fințescu, ne face foarte mare plăcere să-l prezentăm pe... Claudiu Blanț! Sper că nu trebuie să-mi prezint și membrul meu, nu? Claudiu, teatru... Deutsche Mannschaft, also Laurențiu und ich werden heute auf Deutsch arbeiten. Nu vă supărați, ce-ați pățit aici? Am încercat deja să mă pregătesc și am dat cu capul de câteva ori într-un zid să văd dacă pot să-l spun. Asta înseamnă. Figurile mele ce înseamnă abnegație față de meserie? Profesionalism! Sfânta scândură, cum ar veni. Sfânta scândură! Dar la noi nu trebuie să spargeți niciun perete, să știți, trebuie să treceți prin el. Stai puțin. Știu, am vrut să trec printr-un perete și m-am ales copii. Nu este la număr aici. Dar spune. Nu mai este nevoie de nicio prezentare. Marius Urzică! Da! Wow! Wow! Ești mâncat, Irea, nu data. Bună seara! Deja cred că putem pleca după intrarea echipei în roșu. L-am tezut pe Claudiu, l-am împins pe scări adeneori. Acum nu vă mai împingeți, vă rog frumos să ascultați cu mare atenție. Din spatele acelei cortine, către voi va veni un perete din polistiren. În acel perete este sculptată una sau vor fi sculptate mai multe figuri, prin care voi trebuie să treceți, fără să spargeți peretele, respectând zona de joc și, pe cât posibil, acum, fără să faceți baie. Și respectând figurile! Și da, am ai zis. Dreptate.
ai spus, dar aș vrea să subliniez. Am înțeles. Ca să nu se întâmple ca în alte cazuri, vezi Rică Răducanu. Adevărul e că toată echipa lor împreună e cam cât Rică Răducanu. Râsul râzi, mic, mic, nu știi cum e aia, dar ridic. Normal, dar aici nu e de ridicat, e de fofilat. Da. Ne-am cunoscut, ne-am împrietenit, eu zic să trecem la prima rundă. Vor participa cei doi membri din fiecare echipă care nu sunt capitani. Singura treabă pe care o au capitanii în runda asta este să desemneze ordinea de participare la concurs. Grea treabă. Da. E o probă individuală. Câte un membru din fiecare echipă merge în zona de joc, trece prin zid și dacă reușește să facă proba perfect, primește 10 puncte. Dacă nu, nu. Mișu, cu cine crezi tu că începem? Cu cine cred eu că începem? Cu Claudiu Blanț! Că tot s-a pregătit. Am mai putut să zică ceva? Prepare! Phil Glückunderfolk, ca să zic așa. Claudiu, ești gata? Ne bazăm pe tine! Ăsta că e deja bună. Nu depăși linia de deja joc. Bună. Atenție! Să vină figurile! Hai că e simplu! Respectă figura. Dar trebuie să respecti figura, da? Poate egiptean. Claudiu, fii egipteanul nostru. În genunchi? Apă, apă! Opa! Felicitări! La limită, dar... Hai încoace! Hai de încoace! Gata, ai scăpat, atât a fost. Crezi că se întoarce? Ca o gazelă. Cine e dur? Zidul? Da. Ia uite ce ți-a făcut. Sau anul ăsta e de mai devreme, uitați-te. Hai să vedem reluarea, să vedem cum te-ai descurcat, da? Ca să nu aibă surprize din cauza zidului, Claudiu s-a prezentat la locul faptei deja machiat. Cine știe, poate Cleopatra aia din zid îi trăgea vreun cot în figură. Dar amintindu-și că are nume de împărat roman, Claudius al nostru face o figură bunicică și reușește să se strecoare. Repetitio est mater studiorum. Felicitări, Claudiu, pentru această mirobolantă evoluție. Primești 10 puncte. Să fie primit pentru... Pot da proste, mai. Deci bine la și eu care credeam că e beșcendritul, știi? Și că nu Coana poate. Zeța. Je vous en prie. Da, Coane. Mirela, și pentru că tot a luat cuvântul Ana Maria, te rog frumos. Mai bine nu spune nimic. Vezi dacă nu vorbeai. Doamna Regencamp. You go. Popot după spate, bine. Te rog. Să vină figurile. E simplă, intră prin Sanie, intră prin Sanie! Sanie, Sanie, urmărește Sanie, ia pe figura! Succes, hai Ana, hai, sări, sări, sări! Să sări! Vezi ce înseamnă? Ce înseamnă să fii salvată de un salvamar? Păi nu respecti figura, nici ea nu te respectă, păi! Microfonul? Vendeac, te rup în două! Așa cum ai rupt și tu zicul nostru! Știi care treaba? Am salvamarul frumos, de-aia am căzut. Domnul Regencamp se uită foarte urât la salvamar. De ce frumos? Ce figură mi-a spus? Te-au lucrat. Dar nu era, era grea? Nu era grea, nu? Ana Maria. Se vede că n-ai băut vodka când era mică, că ai fi intrat prin săniuță. Aia nu e Sanie cu zurgălăi, după cum nici Ana Maria nu e Marius Urzică. Cu toate astea nu văd ce e de râs la figura asta. O știa mai bine. Floare la ureche pare la prima vizionare. Dar să revenim. Se vede că specialitatea ei e fotbalul, așa că la sărituri nu prea le are. Se cocoață un pic pe zidul ăla, își rupe o bucată zdravănă și se aruncă în piscină așteptând să fie salvamată. Îmi pare rău, ai câștigat pariu, ai făcut prima paie. Piscina cu apă. Asta e. 0 puncte. La ce voi dați făcut pariu? Cine face primul baie? După ce câte un concurent de la fiecare echipă a participat la emisiunea noastră, avem 10 puncte pentru echipa lui Mihai. Și deocamdată 0 puncte pentru echipa Mirelei Zeța. Da, a fost bolnăvioară când era mic. Domnule Mihai Bendeac, te rog frumos. Da, domnule Ranfințescu. Să faci o ecuație foarte grea și să-mi spui care e următorul concurent de la echipa ta. Te rog să-mi transmiți pe blocul tău ca să... Singurul care a rămas. Doamnelor și domnilor, soțul doamnei, care a câștigat deja un pariu, nu-i așa, doamnelor și domnilor, Laurențiu Regica! Nu face aceeași greșeală, respectă figura! Laurențiu, ai onoarea familiei de salvat, da? Fără probleme. Ok. Să vină figurile! Dacă nu poți să treci, dă-i la joale! Aha, foarte tare!
Nu, treci prin roata de la cărucior, nu-i mai bine? A fost cu piedică. Putem să dăm la de ordin familial. Când doamna merge la shopping, tu ce faci? Mergi cu ea sau îți găsești un colț retras, bei o cafea, stai liniștit? Nu, eu aș vrea să rămân acasă, dar din păcate nu am voie. N-ai voie, nu? Nu, trebuie să merg la cumpărături. Și atunci ești în situația de a fi târât după, nu? Nu, iau totdeauna un coș. Ana vrea un coș mic, dar nu i-a ajunge. Deci ești obișnuit, da? Obișnuit. Să vedem reluarea. Domnul Reghecamp, soțul doamnei Prodan, e obișnuit cu shoppingul. Doamna a fost însărcinată, are emisiuni TV, are copii de crescut, așa că domnul e obișnuit și nevoit să facă piața. Oricum, antrenamentul de bază și l-a făcut în magazinele nemțești, așa că la noi e simplu ca guten tag. Domnul arbitru, jur că nu l-am atins. Zidu a pus piedică, ăsta e de cartonaș. Dar a figura cât de cât acum, de ce? A încercat. Fii mârșav. Nu sunt. Păi. Tocmai de-aia îi dau 10 puncte, stăm la prima rundă, nu sunt mârșav, suntem invers. Alo! Deci, arbitru fură. Pentru un bărbat la cumpărături s-a descurcat foarte bine, pe cuvânt de onoare. Dar de ce nu mi-ai dat mie asta cu cumpărăturile, mă rog, și mi-ai pus-o pe cea mai groaznică? Tu ai vrut să fii subtilă și ne-ai zis nouă ce figură să aibă. Moare. Data viitoare se ducă el la cumpărături. Și stați puțin, că trebuie să echilibrăm un pic scorul. În buftă e supermarket? Domnul Bendeac. Trebuie să echilibrăm scorul, zic. Da, nu uita că urmăm noi, Coana Zeță. E, lasă. Cred că-l invităm pe sportivul anului 2001. Da. Să înfrunte zidurile. Uite cât de sigur e. Ce înseamnă echilibru. Poți la olimpiada, cum ai la vedere figuri. Marius Tsukahara, așa, știi. Marius, eu am așteptări foarte mari la tine. Păi da, dar mi-ați adus și calul. Și calul cu mânere, nu știu, să vedem. Fără nu merge. Da, am să mă străduiesc, să vedem ce este. Să vină figurile. Nu ai voie să depășim zona de joc, da? Hai că super, mai super, cu tine! Respect poziția! Asta e vorba, uite, echilibru! Super! Nu cred! A vrut să-l salveze și arată! Ce puncte? Nu se pune, ce e asta? Pe mi-a făcut picioarele prea scurte. Așa e, nu, eu dau 10 puncte. În primul rând, figura asta noi nu o putem ține. La stânga sau prea... Nu, Marius merită 10 puncte. Hai să vedem reluarea. Declar deschisă Olimpiada figurilor. Vorba unei poezii. Nadia la paralele, Dan Grecu la inele și Marius la sol. Încet, mămică, cu întinderea aia, că pe noi ne-a durut. Până acum, Marius se încadrează în parametrii tehnico-tactici ai probei. Arbitrii judecători se pregătesc deja să afișeze primul 10 din emisiune, dar Marius oferă și un bonus onoratei asistențe și face o tumbă de toată frumusețea. Nu, merită 10 puncte, da. Domne. De ce? Păi dacă pica figura asta la noi, vă dați seama, dragi, cum pui pariu cu mine că tu treceai? Că nu te-ai fi gândit în viața ta să nu, faci pagatul. Nu, e calculul greșit, trebuie să fie pe măsuri. Omul ce vrei să-l faci mai mic decât e? E genial. Ia ieșiți voi, puneți-vă unul așa. Ai de capul meu. Ia cum? 10 puncte, merită echipa 10 puncte. Și 20. Da. Merită, avem, domne, un regulament foarte strict la noi în... Las-o cu regulamentul, că se dau bani și la fotbal și iese cine trebuie. Aici trebuie să iasă. Dumneavoastră ați făcut scurte picioarele. La banii voștri, da, dar picioarele s-au făcut scurte pentru că asta nu era schemă de șpagat, ci de sfoară. Dacă le făceai invers și aveai un picior în față, treceai liniștit. Băi, dacă ai atâtea idei, mai puneți figura pentru el. Păi stai puțin. De ce? Nu e ok, eu stau aici.